Obiectivul principal al acestui festival este de a uni toată lumea creștină într-un festival unic și la fel o menire a acestui festival este de a uni angajații domeniului cultură, administrația publică locală și preoții parohiilor din raionul Iedeneț. Acest obiectiv a fost obținut și astăzi la acest grandios festival sunt 37 de colective prezente cu cântare bisericească, cu cântarea pascală și plus de toate mai avem și expoziție pascală. Când mi-e foarte greu pe suflet, mă apuc, pictez o jumătate de oră, o oră, îmi stă mai ușor pe suflet, pot să îndeoseb, mă ocup cu altceva. Fiecare vine cu lucrările lor, fiecare au creativitatea lor. De pildă, am trecut, am văzut ceva frumos, hai să încerc și eu. Altcineva vine, e foarte frumos, încerc și eu. Și învățăm unul de la altul. Нам очень нравится, каждое село в отдельности ведет тщательную подготовку, чтобы принять участие в таком божественном празднике. И мы очень рады, что нам это удается силами самих, силами наших жителей села. Am venit cu expoziții de coptuți tradiționale, mâncări tradiționale și totodată vom evolua în scenă cu cântici pascale. Dacă vă uitați bine, avem și micuți printre noi. Avem nevoie de a păstra aceste obiceiuri pentru a promova și a transmite generației tinere ceea ce am cules noi de la părinți, de la bunei și de la strămoșii noștri. Am așteptat cu nerăbdare pentru că, în primul rând, vedeți că sunt multe localități din raion care ne demonstrează ce au individual din niște obiecte tradiționale, din niște mâncăruri, din niște lucruri care, într-adevăr, oamenii doresc să-și împărtășească aceste lucruri cu noi. În afară de această atmosferă aceasta din sat, observați că ne impresionează mai mult, ne entuziasmează și am vrea cât mai mult să fie așa, un schimb de emoții plăcute. Hristos a înviat! Încă o dată blagoslovim cu blagoslovenia lui Hristos cel înviat din morți începutul festivalului pascal aici în orașul care va deveni, dacă nu este, Brătușeni. Hristos a înviat!